Noi vă mulțumim frumos. Candidata la funcția de președinte al Moldovei din partea Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale, anunță Comisia Electorală Centrală. Potrivit CEC, după procesarea celor 2143 de procese verbale, fostul prim-ministru a acumulat 36,16% din numărul total de voturi. Pe doi s-a clasat șeful statului în exercițiu și candidatul independent Igor Dodon cu un rezultat final de 32,61%. În condițiile date, viitorul președinte al Moldovei va fi ales peste două săptămâni, adică pe 15 noiembrie, în cadrul turului 2 al scrutinului prezidențial. Ce ține de ceilalți 6 candidați care s-au aflat în buletinul de vot al alegerilor din 1 noiembrie, Renato Usatăi a adunat 16,9% din totalul voturilor, Violeta Ivanov 6,49%, Andrei Năstase 3,26%, Octavian Țâcu 2,01%, Tudor Deliu 1,37%, iar Dorin Chertoacă a fost ales de 1,2% din cetățenii care au ieșit ieri la vot. Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, în primul tur al alegerilor prezidențiale s-au prezentat la urne 1.364.597 de alegători.